Haideți uh, haide să râdem. râdem. cu niște chifoi sau nu râdem cu niște chifoi? Ia zici. sunt abona la newsletter-ul lui, intră direct în spam. Deci de asta sunt abonat pentru că intră direct în spam. Și la un dat căutam un mail și intru în spam, mă uit și dau de mail la... În -ul mail mailului era firma asta, notorius um, Notorious LLC. Și, și, dai click pe, pe Wyoming, nu știu ce, și vezi că firma este închisă în 2022, s-a da? înființat în 2021 și în activ 2022. Status tax tax delinquent. Care e faza? Poți să-ți să -ți deschizi un offshore cu, cu, cu două condiții. Sunt niște offshore speciale. Prima condiție este să plătești taxa și taxa este între 500 și 800 de dolari pe an. A doua condiție este să nu faci afaceri în Statele Unite cu firma respectivă. Știi? Adică nu poți pe firma aia să, să cumperi hosting în America sau să știi față de genul ăsta. Și să dai, zici, offshore. Adică să faci business în offshore din SUA, nu în SUA. Avantajul chestii asta, este că nu trebuie să zici contabilitate. Da, să faci un offshore. Pentru că contabilul din Wyoming nu vine la tine în România să știi să dați -mi și mie dos, dosarul cu actele, actele firme, că vreau să o facturile. Nu, nu vine. În schimb, vine ANAF-ul, îi spui, da, la sediu. Unde sediu un Wyoming? Hai, trebuie să acolo. La asta faci. Și Alu este închisă în 2022. Asta este și dacă vă uitați aici pe Notorious IO, știți că într-o vreme că dacă el are Notorious RO, atât de specialist în, în online no este. Scrieți, 2024 Notorious lăsi. Distractiv. Sper că nu fiscal, a fiscalizat un chifu doi ani pe ea. E o chestie așa. Trecem cu vederea faptul că are LSI-ul expirat. Hai să râdem de ce spune Chifoi. A, ah, încă o chestie. Eu știam, știam de băiatul ăsta, deci Chifoi se inspiră de la el legal, Chifoi nu copiază conform legii române. Chifoi nu copiază de la domnul ăsta ideile, titlurile și așa mai departe. Pentru că conform legii române. Dacă ăsta are titlul în engleză și tu traduci 100 în sută în română, legal ești ok. Deci eu nu pot să spun legal că Chifoi copiază, îl copiază pe Alex Becker. Nu, Chifoi se inspiră de la Alex Becker. ce hai să râdem de ce zice. Uite cum aș face eu bani din imobiliare, să ajung la vreo 2-3 mii de euro salariul lunar, fără să cumpăr niciun fel de imobiliar. 1. Mi-aș bate capul să găsesc mai mulți proprietari de apartamente care au niște apartamente mai drăguțe pe Airbnb. 2. aș propune să mă lase pe mine să fac curățenie, să le găsesc clienți și să le cresc gradul de ocupare. Dacă aveam unde... Făi să, să duce pe Airbnb, găsește niște proprietari de apartamente drăguțe și propune să fie femeie de serviciu și să le facă marketing. El, o aceeași persoană. Da? Deci propune... Bă, bă, tu nu prea, nu prea faci treabă cu apartamentul tău, dă-mi mie să, să ți-l îngrijesc eu. Eu undeva la 60% lunar să-l duc eu undeva la 80% și le-aș cere 15% din reveni, Ei fac mai mulți bani. Deci el vrea să ia gradul de ocupare de 60% să-l ducă la 80% în condițiile în care... Din nou, aici, aici e foarte simplu. Un tip și eu, iau și eu ca paraschiv. 200, 230 și apartamente drăguțe. 300, și grad de ocupare de la 60% la 80%, la 200 de lei pe noapte. Cât înseamnă asta matematicienii mei? Pe lângă faptul că nu ai grad de ocupare 60%, el nu știe, probabil că nu știe ce e a grad de ocupare. Am, am, dubii că știe ce e grad de ocupare. Gradul de ocupare la apartamentele din Brașov, oraș turistic, sunt. Vara un picuț mai mult, dar în restul anului, trei din an, sunt sâmbătă și duminică. Două nopți pe săptămână. În variantele bune. Bani și mă plătești și pe mine. 5-6 apartamente de genul ăsta, aș face toată ziua numai asta, m-ar duce lejer la vreo 2000 de euro pe lună, fără să am niciun fel de risc, fără niciun ban. Și de ce nu faci asta? A, că nu se poate. Ah, ok. Este eu, doamnă Loredana, nu mai știu cum, e pe TikTok, care este în Brașov și face asta. E mult dărnit. Uite cum din aș clienti? face eu banii în imobiliar. Și banii sunt ok pentru o persoană. Mă o sigur, nu sunt 3000 de euro pe lună din 6 apartamente. Deci faci 2000 de euro pe lună din 20... <laughs> păi omul vorbește crengi. Iar să ajung la vreo 2 3000 fără să am niciun fel de risc, fără niciun bani investit de la mine, fără credite ipotecare, fără nimic. Zim ce alte domenii te mai interesează, poate facem clipuri despre ele. Mie în comentariile. Tu ai face asta, dar proprietarul ar accepta, el are idei. Cât mai costă biletul de autobuz în ziua de azi? Corect. Păi de ce nu faci? El, el face afaceri, el face bani e de muncă, da, ca să înțelegeți. Deci el nu face chestia asta că e de muncă, e mai ușor să nu muncească. A făcut omul 1000 de, 1000 de like-uri, a făcut. Conținutul ăsta este făcut pentru copii sau pentru oameni care nu știu matematică. În momentul în care știi matematică și te apuci și faci un picuț costurile, le pui pe hârtie, îți dai seama că n-ai cum să faci 2000 de euro din 20%. De grad de ocupare. Din nou, ei ai BNB, te uiți la trei apartamente. Frumoase și vezi ce grad de ocupare ai să mai arătăm de încă un chifă. Cum apartament mai repede, fără să faci credit pe 30 de ani? Uite cum aș... Tu de ce nu ți-ai luat? Tu de ce, de ce te-ai dus la mai ta? De ce ai pretins că ți-a luat... Mă mai pretins, da. Era așa de încântată, ai făcut clickbait cu vila de un, un milion, care de fapt era, mă rog, penthouse-ul de un milion, care de fapt era o parte dintr-un penthouse care... De ce nu ți iei? Nu băiatul meu asta, de ce de... Cât ani? De, când, de cât este ăsta pe net? de 3 ani ești pe net, faci clipuri și nu faci, n-ai făcut tu chestia asta. De ce? 3 ani. În trei ani îți faci un apartament și nu mai să pe uși la altora. Aș face eu. M-aș duce să mă angajez într-o firmă care are cifre de afaceri 500.000 de un milion de euro anual. În primele șase luni aș învăța tot ce se mănâncă în firma aia și după aia aș cere să fiu mutat în departamentul de marketing și vânzări. În timpul asta, Deci tu te duci și te angajezi uh, în pachetator sau la uh, ăla care face tampo sau uh, nu știu, social media manager și după care după șase luni, după ce înveți tot, deci tu, tu opt, opt, ore muncești la ce faci tu și în timpul ăsta și înveți toate departamentele ce fac. Da? Toate departamentele, înveți toate departamentele ce fac și după șase asta doar șase luni. Da? Că se poate, adică în timp ce muncești, furme meserie de pe la toți. Și după aceea te duci și cer să fii mutat la departamentul de, de marketing. Sta, sta cu 2-3 bulangii în casă, ca să am costurile de trai foarte mici și toate economii. Sta da, cu 2-3 bulangii în casă. Asta e nivelul lui Chifăi. mele le-aș băga în cursuri intensive de marketing și vânzări, ca să mă ajute la job. Asta zic, asta era, deci el asta vrea, aici bătea apropo, că trebuie să cumperi niște cursuri. Trebuie să cumperi niște cursuri de marketing, dacă se poate, de la mine, ca să înveți marketing. Într-un an de zile aș încerca să-i depășesc pe toți cei care sunt în departamentul de marketing și vânzări și să ajung stăpânul lor. Apoi, când știu că îmi fac treaba foarte bine... Deci, ar... în, într-un an jumate o să fi promovat în ultimul om, o să fi promovat șeful departamentului de marketing, practic al doilea sau al treilea om din firmă. Da, chestia asta se întâmplă, adică nu, nu mai râdeți, mă, nu, nu mai râdeți, că e real. Aș munci la un proiect care să ducă cifra de afaceri la dublu, de la 1 milion la 2. Și aș spune CEO-ului în felul următor. Dacă îți dublezi cifra de afaceri care să reziste și anii următori, vreau bonus de 100.000 de, euro. Zic eu că merită și pentru el. În plus salariul meu în momentul ăla probabil ar fi câteva mii de euro. Deci mi-am luat și apartament și am și un cash flow foarte, foarte bun. 3-5 ani mi-aș da. În 3-5 ani dacă ești focus pe așa ceva, în timp ce ai de mici, este imposibil să nu faci treaba bună. Chestiile astea, din nou, ilustrează, subliniază, arată că Chifoi face conținut pentru copii. Adică nu e nicio diferență între ce face Chifoi și ce face Dorian. Același public pentru și zbir, cine vezi voi, gamice, conținut pentru copii. Că numai copiii pun botul așa ceva. Un om normal care a avut un job undeva, nu pune niciodată botul așa ceva. Și asta e problema. Asta e problema oamenilor de genul ăsta. Știți că am, am, zis pe, pe chestia asta cu teoria mulțimilor. Că sunt, sunt ăștia doi a, răsă arăs paraschiv și deja jumătate ne de dă ei. Că oamenii ăștia nu cunosc teoria mulțimilor. Nu sunt destui proști pentru toată lumea. Adică i-a luat Dorian o parte, i-a luat gren Cardona alta, i-a luat Tony Robbins, i-a luat uh, frații Tate. Nu mai sunt destui și pentru ei pe care să-i prostească și chifui. I-a mergea, mergea bine, făcea 30 40000 de așa și acum abia mai prinde 10.000 de afișări pe clip. Că lumea s-a prins sau pur și simplu au dat. Și prinzi o vârstă și, bă, și ce prost era, am ascultat de chifoi să mor eu. Așa, așa, se întâmplă. Da, dar cine tot ți-ar da ție 100 de mii. Deci cine, cine ți-ar da ție la 2 milioane de euro 5% din cifra de afaceri? Cine ți-ar da ție vreodată 5% din cifra de afaceri? Așa se pune întrebarea. Exact, Gabia are dreptate aici. Cum crești volumul? Ce investiții trebuie să faci ca să crești cifra de afaceri de la 1 la 2 milioane? Detalii, mă. Detalii, mă. Astea sunt. Nu, Chifoi a lucrat pe. el zicea că a lucrat pe. Ăsta cum spune, pe. da, pe. offshore, cum mi spune mă. Oil rig. Și de acolo el a învățat și știe și a făcut și. Sunt în sfatul de marketing și el știu. Deci tu te duci, te duci șase luni de zile, înveți totul din firmă, după care te angajezi la marketing, într-un an jumate ajungi șef, după care faci un plan să crești cifra de afaceri și după care te duci la șef. ia dă-mă mișmie 5% din cifra de afaceri. lasă din cifra de afaceri. Ai, ai 12 ani? Da, pui botul la chestia. Ai 16 ani? Uite, copiii ăștia au pus botul la ce zice chifoi? la ce zic frații tăi, la ce nu știu ce. Deci e o bază de prăjă, nu e o bază de prăjă de sol, să trăiești de urma, urma ei. Da, în schimb, uite, la frații tăi trăiesc după, uite, la Grand Cardon trăiește după urma proștilor pe care i-au prostit. Da, copii, da, ăștia sunt niște copii, adică se vede pe ei că nu știu nimic despre nimica, au 20 de ani, da, se prostesc și ei 2-3 ani până când la un moment dat, știi, bă, parcă aș avea nevoie și de un job, că vreau și eu să, să, ies la o pizza cu o fată. Și aici, uite, 1800 de, de like-uri și 109 comentarii. Și când t -ai, t -ai, t ai lumea râde de el, dar nu-i pasă, el merge înainte. Deci ai de și bagă conținut. Dar pe, pe, YouTube unde era el mare cu 100x, 1000x, m-am arătat. S-a dus rău, s în cap față de ce făcea. Și același, același de clickbait, de gainul colosare, atenție, ba, 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 ba. 26 de mii, o, a început să mai crească. O, de când a început, Bitcoin a început să mai crească. E cu Jack pe el, deși azi a fost cald toată ziua și este pe terasă. Știi, e, Lumea e la muncă și el e sigur pe terasa aici unde a închiriat. Bus, arată-ne și nouă wallet ăla. Arată-ne câți bani ai făcut în perioada asta. Ai făcut? A, ah, n-ai făcut. Eu am spus mai în urmă unde este. E... Într-o zonă se vede... Da, are ăla de aviator. Are Alex Becker ochelarea dar are și chifoi ce să facă. Ce să facă și el? Nu trebuie să... Ne la niște imobiliare sau ajunge pentru astăzi? Ce ziceți, copii? Sau mai vorbim altceva? Este, ge este gelos pe Chifoi că este un om de succes? Bă, eu am bani să mănânc la Caius, de pildă, de kifoi nu cred că are. Eu, eu spun plus, spu plus la Bitcoin. Eu n-am cumpărat la 60.000.